campionă la mușcători, a treia mușcătură. E imensă. Zici că intra Măduza în mine. Mamă mea. Uu, dar cât de mare e, nu? Da. Într-o zi se duce. Să sperăm. Asta e cel mai mare. Ce furtună a fost pe mare zilele astea. Noroc că nu avem barcă momentan. Că dacă aveam, putea să ne răstoarne. Dar și mai mare a fost pe insula de lângă, în Formentera. Am văzut niște imagini zilele trecute cu niște bărci care erau nasol rău. Vânt puternic și furtună. La ce ești, mă, de la știri? Bine ați venit la Ibița TV, ultimele știri de pe insula magică. Portinax. În acest sezon am făcut o mare pauză de făcut vlog. La cumpărături, vinete albe. Noi n-am mai văzut așa ceva. Roșii? Nu, 3 euro pe gramă, dar trebuie să fac mult. Am coborât la Cantixedo, care este în Salinas. Rezervația naturală Salinas. În fața noastră un mare smochin. Smochin. Am venit să ne minunăm de această salină și să ne inspirăm puțin, pentru că ne-am înscris la un concurs de artă. Concurs care are ca temă sarea. Sarea din Ibița. Față mare munte de sare. Am ajuns în sudul insulei, unde este Salinas. Sarea joacă un rol important în economia insulei. Este locul de unde se extrage sare de calitate superioară, recunoscută nu doar în Spania, chiar și în toată Europa și chiar la nivel global. Această străduță duce spre Experimental Beach și o să facem un traseu de câțiva kilometri pe jos, să vedem ce sursă de inspirație găsim. La Salina datează de acum aproximativ 2700 de ani, din perioada fenicienilor. În sarea juca un rol foarte important pentru supraviețuire. De-a lungul evului mediu și al renașterii, sarea a devenit un vital. În secolul 18 și 19, Salinas a cunoscut o perioadă de expansiune. S-au extins spaniolii cu sarea. Și în perioada aia a devenit unul dintre cele mai importante surse de venit de pe insulă.
sarea în acest loc se extrage 100% natural prin evaporarea apei, după se colectează sarea manual, fără nicio mașinărie, fără nimic. Vântul și soarele ajută la evaporarea apei. Și sunt foarte multe bazine și din aceste bazine se extrage sarea. Bazinele astea mari din această zonă se numesc cristalizatoare. Din cauza că sarea se cristalizează cu ajutorul vântului și al soarelui. 100% natural, fără niciun alt procedeu. În față trecerea interzisă până aici se poate. Se poate observa aeroportul. În afară de sare aici, în zona asta este foarte interesant de văzut flamingo. Acum se aude doar sunetul insectelor care apar atunci când căldura este mare. Multă sare din acest loc se vinde în Norvegia și Danemarca și o chestie foarte importantă e că după ce se colectează sarea, se aduce aici, se ține în munți ca să poată să se evapore toată apa din ea și după se pregătește de vândut. Mașini mari vin și sunt pregătite să o ia, să o exporte către țări precum Danemarca și Norvegia, care o folosesc pentru prepararea peștelui uscat, codului. Codul. Faza e că acest loc s-a privatizat prin 80, nu? A venit un tip și s-a gândit că ar putea să vândă sarea de aici. Până atunci, toată lumea putea să meargă liniștită, să umble prin acest loc, fără să fie îngrădit. Și ceva artă naturală în fața noastră. Iar în dreapta, un gard pe care scrie rezerva de casa. Caza. Nu aprinde focul în natură, pericol de incendiu. Aici se poate observa o sticlă care a fost cucerită de sare. Au apărut și flamingo, 4 flamingo. Se bărăcesc în sare. Este o minunatie să te plimbi pe acest drum și să respiri puțină briză. Specialități din Marea Mediterană. Ne apropiem de mare. Când am plecat de acasă era înnorat, dar după cum se observă s-au dus toți norii. Asta e că fiind insulă, într-un loc poate să plouă sau să fie înnorat și în cealaltă parte să fie super senin cu sare.
Mai avem puțin și ajungem la Experimental Beach. Plaja e Scodolar și Experimental Beach. Un loc perfect când vrei să scapi de turiști, de agitația Ibiței. Asta este locul perfect. Experimental Beach. Escodolar. Escodolar. Am găsit șocul cu umbră. Peștera magică. Jumate umbră, ne-am scos.